Cartea dorințelor de Gerard Leleu. Lecția de erotism. 1001 de feluri de a combate rutina. Capitolul 1. Lecția despre tot felul de lucruri. Și asta se învață. Dacă vom ști ce se petrece în corpul nostru, vom înțelege fabuloasa efervescență care ne cuprinde în întregime ființa și face să ni se deschidă sexul ca o floare minunată. Vom înțelege să ne iubim și propria dorință. Dorință de viață. Dorință de frumusețe. Să știm cum se naște plăcerea, cum se avântă, cum explodează în noi, amplifică voluptatea și, ca urmare, dorința, fiindcă, am văzut deja, dorința se hrănește din amintirea plăcerii. Dacă memoria a înregistrat minunea extazului, dorința de a o lua de la capăt sporește. Dacă, însă, nu a reținut decât amarul frustrărilor, dorința este periclitată. Doar cultivând plăcerea, putem întreține dorința. Trebuie să ne inducem și să inducem și celuilalt nerăbdarea de a trăi cu noi voluptăți. Renunțați la convingerea că dacă sexualitatea este un lucru natural, nu e nimic de învățat legat de ea și că este de ajuns să ne ascultăm instinctul. Fără îndoială există ființe cu dorințe arzătoare și cu o senzualitate fericită, care găsesc spontan drumul către senzualitatea celuilalt. Vor ști ele, însă, cu certitudine să întrețină această flacără? Cât despre ceilalți, majoritatea, nici vorbă să atingă, în cadrul schimbărilor erotice, optimul de fericire pe care îl pretind. Dovadă este faptul că numai 44% dintre femei obțin, alături de partener, orgasmul prin stimulare clitoridiană și 30% prin copulație, pe când în singurătate, prin masturbare, îl ating 95%. Este o probă că bărbatul ignoră cu cruzime senzualitatea tovarășei lui, dar și că femeia nu se pregătește deloc pentru această întâlnire. O dovedește și procesiunea femeilor care consultă medicul din cauza tulburărilor psihosomatice legate cel mai adesea de o viață sexuală dezamăgitoare. Mi-am spus de multe ori, în urma orelor de consultație, că dacă soții ori iubiții s-ar ocupa mai mult și mai atent de partenerele lor, acestea nu ar mai fi recurs la ajutorul medicinei pentru fericirea lor, a programului supraîncărcat al medicilor și al ruinatului serviciu de securitate socială. Este, în primul rând, necesar ca fiecare să își cunoască propria sexualitate, propriile organe și zonele erogene și funcționarea acestora. Să înțelegem, prin a le repera cu privirea, direct sau folosind o oglindă. Apoi, să le explorăm cu degetul. Metoda este importantă, în special pentru femei, al căror sex nu este la vedere. Cum ți-ai putea asigura plăcerea optimă fără a te cunoaște? Și cum ți-ai putea învăța partenerul lucrurile care îți produc cea mai mare plăcere, ce dorești să le facă și modul în care să se comporte dacă nu cunoști toate acestea, în primul rând, tu însuți? Dacă lăsați celuilalt sarcina de a ghici ceea ce până și dumneavoastră ignorați, să nu vă mirați că vă simțiți frustrat sau frustrată. La fel de necesar este și să cunoaștem trupul celuilalt, organele sale, punctele voluptoase, cele mai bune metode de a obține chintesența stării de bine. Lucrul este valabil în special pentru bărbați. Aud prea des femei care regretă că cea mai mare parte a bărbaților nu are nicio idee despre dorințele și așteptările feminine, despre ceea ce lor le place într-adevăr și pot exersa singure cu ele însele. Nu doar că nu au nicio idee, dar nici măcar nu încearcă să afle și să se încăpățâneze să le producă plăcere după propriile concepții masculine. În schimb, îmi închipui că nu există bărbați care să se plângă de femeile care nu știu să le satisfacă necesitățile. Trebuie spus că, în linii mari, bărbatul este ușor de satisfăcut. Erecție, penetrare, ejaculare.
totul se rezolvă în 3 mișcări de șolduri. Aparent, bărbații sunt mulțumiți, iar femeile îi cred împliniți erotic. Însă, atenție, doamnelor, nu este decât o aparență. Bărbații sunt și ei ființe senzuale și tandre. Dacă parcă nu așteaptă altceva decât copulația și nu cer nici mângâieri, nici gesturi dulci, este pentru că asupra lor apasă secole de represiune care îi condamnă să fluture în vânt stindarul virilității și incompatibile cu abandonarea lucidității și jocurile epidermei. Fiți sigure că dacă ar îndrăzni, și bărbații s-ar dovedi la fel de avizi de toate aceste plăceri. Și chiar vor îndrăzni, din ce în ce mai mult, fiindcă deja sunt numeroși aceia care observă că, eliberându-și anima, așadar partea lor sensibilă și iubitoare, își îmbogățesc personalitatea și își sporesc bucuria de a trăi. Vă sfătuiesc solemn, mângâiați-i din plin și nu doar sexul, ci întregul corp. Cât despre sex, vă rog, ar fi binevenite câteva floricele, câteva cizălări și delicatese, mai pe scurt, imaginație. Însă, aceasta nu este totul. Ascultați-le visurile. În spațiul secret al intimității, prosternați-vă în fața acestei dorințe erecte, în fața acestei dovezi înălțătoare de energie vitală. Adorați-o cu căldura gurii, cu mugurul inimii, cu săruturile sufletului dumneavoastră. Cât despre trup, doamnelor, vă rog în numele tuturor celor de sex cu mine, mângâiați-ne-l din creștet până în tălpi. Mângâiați-ne fața, gâtul, spatele, pieptul, pântecele, fesele, picioarele. Ne plac toate aceste mângâieri, chiar dacă nu întotdeauna o știm. Aveți cuvântul de onoare al unui bărbat. Dăruiți-ne aceste mângâieri și tot pe cuvânt de onoare, vi le vom întoarce însuit. O, femei, fiți voi iubirea, fiți dincolo de toată ura, de toate războaiele, de toate discursurile, fiindcă numai dragostea naște dragoste. Și atunci veți putea vedea bărbatul aruncându-și armura și venind spre voi, gol și bucuros, cu inima cât un ocean de tandrețe. Nu peste mult timp, iubitul se va apleca în fața voastră și, în genunchi, va binecuvânta în cuvinte și în respirație sacadată fereastra prin care îl veți face egalul zeilor, prin care veți fi egala zeițelor. Erecția feminină. Acum câteva sute de ani, Ambroise Paré scria: ceea ce bărbatul are în față, femeia are înăuntru. Și, deși este un adevăr, nu credem decât ceea ce vedem, așa încât numai penisul, numai falusul continuă să fie purtat triumfal, fie că este de carne, fie că este de piatră. Probabil că trebuie să așteptăm al treilea mileniu pentru întoarcerea zeiței mamă, pentru ca iarăși să ne prosternăm în pat și în sanctuar în fața minunii minunilor, fabuloasa intimitate a femeii, vulva din carne sau imaginea ei. Dacă adunăm corpii erectili, acești bureți atât de bogat vascularizați și gata să se umple de sânge până la refuz, ajungem la un volum mult mai mare decât în cazul similar masculin. Atâta doar că nu sunt în față și deci vizibili. Corpii cavernoși au forma unui diapazon, cu câte un picior de-a lungul fiecăruia dintre buzele mari și al cărui vârf al mânerului este clitorisul. Corpul spongios este situat în peretele despărțitor, care separă uretra, conductul care evacuează urina din vezică, în exterior, de vagin, pe fața anterioară a acestuia. Peretele despărțitor a primit numele descoperitorului său, fascia lui Halban. La rândul lui, vaginul este îmbrăcat în întregime într-o teacă erectilă.
o multitudine de vase sanguine, arteriole, venișoare și capilare, trasează în jurul mucoasei o complicată și admirabilă rețea sanguină a voluptății. Să spunem că o anumită percepție, vederea persoanei iubite, de exemplu, trezește dorința femeii. Imediat o animă o izbucnire vitală. Sufletul îi tresaltă. Inima începe să îi bată cu putere. Sângele se aruncă în minunata aborescență a corpilor erectili. Îi umple și îi congestionează. Este faza excitației. Buzele mari, dar și cele mici, nimfele, se înroșesc, se umflă, se bombează, se întind, se lărgesc, ies afară, se depărtează una de cealaltă. La rândul lor și buzele mici se umflă și se inflamează. Puteți vedea fina și roza dantelă transformându-se, într-o clipă, în frajuri cărnoși de un roșu aprins. Există oare vreo mai frumoasă înflorire decât aceea care se desfășoară în sexul femeii? Acolo, în miezul florii, fascinant, misterios, promițător, se întredeschide vaginul, acest palat de lux. Înainte de a-l aborda, să ne continuăm plimbarea prin grădina luxuriantă. Sus, sub tufișul de pe muntele lui Venus, crește și strălucește bobocul clitorisului. Tija mai umflată scoate în afară și înalță glandul înfierbântat. Pentru a-l admira mai bine, trageți înapoi, delicat, capișonul. Veți vedea ridicându-se cel mai frumos dintre rubine. De contemplat, de admirat, de binecuvântat înainte de a-i oferi darul infinitelor dumneavoastră mângâieri. Haideți acum să vizităm și palatul. Acesta este o pradă a unei vii agitații. Sângele, care afluează, dilată și umple rețeaua de vase, cucerind cavitatea vaginală. De acum, acesta nu mai este decât o teacă de carne înălțată în pântecele femeii. Fenomenul constituie o adevărată erecție internă. Cele două treimi superioare ale cavității se dilată, în timp ce treimea inferioară se strânge, în așa fel încât vaginul ia forma unui balon. Este astfel mai evident că avem de a face în miezul femeii cu o erecție sub înveliș, care corespunde erecției evidente a bărbatului. Pe plan funcțional, dilatarea oferă glandului masculin puțin spațiu de mișcare. Pe de altă parte, ea creează o presiune negativă, care prin efectul de ventuză aspiră spermatozoizii în mișcare. Să mai adăugăm că ea aspiră și penisul scufundat în profunzimile feminine sau degetele exploratoare. Cât despre strângerea părții inferioare a vaginului, idee minunată dacă este și pusă în practică, aceasta ajustează mai bine mucoasa vaginală pe trunchiul penian, spre mărirea plăcerilor ambilor parteneri. Prin pereții vaselor perivaginale, congestionate, trece o anumită cantitate de apă care se va infiltra în țesuturile din prejur. Acest edem întărește turgescența vaginului și participă la dilatare. Continuându-și drumul, apa va ajunge la mucoasa vaginală, pe care o va traversa strălucind în interiorul cavității. Picurile reunite vor unge pereții vaginali și îi vor lubrifia. În cazul excitației puternice, transsudația crește și un șuvoi generos va depune mărturie, în exterior, despre emoția interioară. Vaginul este primul loc în care dorința se exprimă. Lubrifierea apare în 10 până la 30 de secunde. Astfel spus, femeia se udă mai repede decât îi se scoală bărbatului. Vasocongestia și edemul, într-un cuvânt, itumescența,
nu se opresc la țesuturile perivaginale, ci se extind la toate țesuturile și organele localizate în bazin, în abdomen. Uterul, ovarele, rectul, peritoneul, intestinele sunt la rândul lor atinse de această revoluție a dorinței. Manifestărilor vasculare ale dorinței li se adaugă fenomenele musculare. Fibrele musculare netede care înconjoară vaginul participă la plăcuta transformare a cavității. Relaxându-se în partea superioară, permit dilatarea. Contractându-se în partea inferioară, determină strânsa îmbrățișare dintre penis și vagin. Cât despre uter, nemulțumit doar de a se congestiona, se contractă. Ceea ce am putea numi erecție uterină se produce chiar numai la vederea și la evocarea bărbatului dorit. Tensiunea voluptății poate fi atât de ridicată încât unele femei ajung să își apese pântecele cu ambele mâini. Dorința este la originea tuturor acestor modificări fiziologice, iar ceea ce percepem întărește dorința, focalizând-o asupra zonei sexuale și sporindu-i materialitatea. Insurecția sanguină și turgescența pe care aceasta o antrenează în sex și în zona învecinată creează o tensiune ascuțită și nevoia imperioasă de descărcare. Deschiderea vulvei și dilatarea vaginului determină chemarea zvâgnitoare de a umple golul. Punctele sensibile ale femeii. Clitorisul. Întreaga față internă a vulvei este sensibilă, iar aceasta jubilează dacă pe suprafața ei, minunată înroșită de dorință, umflată și umezită cu generozitate, se plimbă un deget tandru și lacom, un deget de o dragoste necontenită, pentru care pare că numai această plimbare contează. Conduceți acum degetul în partea dinapoi a fantei, în locul numit furculiță, la comiscura nimfelor și veți întâlni un punct rafinat pentru care, dedicându-i delicioasele osanale, vi se vor ridica imnuri de slavă. Dacă înlocuiți aceste dovezi de devoțiune ale degetului cu cele ale limbii, așteptați-vă la adevărați psalmi de mulțumire. Dacă aduceți degetul înainte, veți întâlni clitorisul, locul cel mai cunoscut și cel mai exploatat. În pofida a tot ceea ce s-a scris în legătură cu acest subiect, se pare că, dacă e să credem mărturisirile și sondajele de opinie, clitorisul este totuși încă prea puțin onorat și atât de stângaci, încât multe femei preferă să nu le fie atins. Iată de ce, deși am vorbit pe larg despre acest subiect în tratatul de mângâieri, voi relua aici câteva lecții de bază. Clitorisul este compus din trei părți: tija, inserată sub comisura anterioară a fantei vulvare, curbura numită genunchi și glandul. Un capișon fin de piele acoperă clitorisul, cu excepția vârfului glandului. Bobocul clitoridian e garnisit cu corpusculii Krause, captatori specializați ai plăcerii, de unde și extrema sa capacitate de a naște orgasm. Clitorisul se reperează cu privirea mai mult decât cu degetele. Priviți-l! Ne vom întreba partenera dacă este mai bine când îl atingem în cutare sau cutare punct. Clitorisul, și mai ales glandul său, este un organ extrem de sensibil, cumva compatibil cu nervul unui dinte. Dacă o mângâiere subtilă poate provoca plăcere supremă, manipularea neadecvată, greoaie, stângace, în afara ritmului necesar, etc., poate produce iritare, dacă nu chiar durere. Sensibilitatea clitorisului nu are nimic de a face cu mărimea lui. Unul mai mic poate fi deosebit de sensibil, tot așa cum unul mai gros poate fi mai greoi în reacții. În decursul aceleiași secvențe de mângâiere,
sensibilitatea clitorisului crește, ca și plăcerea obținută. După un moment, sensibilitatea sa este atât de mare încât mângâierea poate declanșa mai degrabă durere decât bucurie. Atunci, degetul va trebui să devină mai ușor decât o aripă de fluture. De-a lungul vieții, sensibilitatea clitorisului crește pe măsură ce este utilizat. Pentru femeia care și l-a mângâiat în copilărie, în adolescență și la maturitate, erogenitatea mugurelui clitoridian este deosebit de bine dezvoltată. La fel se întâmplă dacă bărbatul se ocupă aplicat de clitoris. Care este cea mai bună modalitate de a-l stimula? Răspunsul diferă de la femeie la femeie. Fiecare femeie are preferințele ei asupra punctului cel mai sensibil, asupra presiunii și ritmului. Ea va ști cu atât mai exact ceea ce este mai bun, cu cât se va stimula mai atentă. Iată de ce, pentru a descoperi punctele savurii și gestul ideal, nu este de ajuns să te încrezi în reacțiile partenerei. Cel mai sigur este să te lași condus de ea. Cu vorba sau cu mâna, ea va ști să vă conducă degetul. Poate că, însă, nu va îndrăzni să ia inițiativa din pudoare sau de teamă că va putea răni amorul propriu. Așa că nu ezitați să-i cereți sfatul. Nu cred că bărbatul este grosolan, lipsit de senzualitate sau egoist. Numai educația i-a mutilat finețea, sensibilitatea, generozitatea. Devenind tandru, delicat, senzual, atent cu vârfurile degetelor, cu tot trupul, cu urechile, bărbatul trebuie să găsească declanșatorul care îi va catapulta iubita pe orbita celestă. Este foarte important pentru bărbat să știe să mângâie clitorisul. Dacă va voi, va putea. Iar ca să își facă o idee, prin analogie, asupra sensibilității de un rafinament ieșit din comun a clitorisului, îl poate compara cu frenul glandului penian. Acest punct rafinat este accesibil din mai multe unghiuri. Fiecare femeie are abordarea sa preferată. Unele, glandul, altele, tija, altele, zona de sub genunchiul clitorisului. Situarea acestui punct este de o precizie milimetrică. Dincolo de microscopicul epicentru, stimularea nu mai este eficientă. Femeia l-a descoperit prin autostimulare. Dacă nu îl comunică și iubitului ei, ea va avea sarcina să îl descopere plimbându-și ușor și foarte atent vârful degetului pe pereții clitorisului. Conform diferitelor declarații feminine, acest punct are următoarele coordonate. Deasupra glandului, pe muchia diedrului constituit de capișon, deasupra tijei, în locul în care se întâlnesc nimfele sau chiar mai sus, aproape de osul pubian. Pe marginea clitorisului, privit de pe fațetele laterale ale capișonului. În acel moment, degetul se găsește în adâncitura dintre capișon și buzele mari, sub clitoris, uneori chiar cu 2 cm mai jos, degetul poziționându-se între gland și meatul urinar, circular, de jur împrejurul glandului, degetul învârtindu-se în jurul acestuia. Date fiind dimensiunea redusă a clitorisului și cea încă și mai redusă a punctului electric și grosimea vârfului degetului, e dificil de perceput dacă stimulăm genunchiul, tija ori glandul. Cel mai adesea, excitația este globală, însă nu imediată. Întotdeauna există o anumită distanță între punctul exact și cel de impact și, de multe ori, se poate interpune un țesut, lucru de dorit, întrucât contactul direct cu clitorisul provoacă adesea iritare și durere.
este preferabil să mângâiem peste capișon, peste nimfe, ori chiar peste buzele mari, lăsând degetul să alunece pe deasupra lui. Clitorisul preferă stimularea pe o suprafață relativ largă, mângâierea fiind astfel mai blândă, mai puțin punctuală. Oricum, suprafața trebuie lubrifiată. Ceea ce urmează este o precizie mai degrabă helvetică decât poetică. Pe baza acestui solfegiu, va fi treaba bărbaților să inventeze miile de simfonii. Mângâierea cu un deget, arătătorul, clasic, nu este cel mai capabil. Mijlociul, preferat fiind cel mai ușor și cel mai central, prin definiție, ceea ce permite poziționarea mâinii pe axa vulvei, cu palma pe muntele lui Venus, arătătorul și inelarul rămase libere, mângâie simetric nimfele și suprafața interioară a buzelor mari. Degetul mare, dirijat spre în jos, așezat pe regiunea clitoridiană, cu celelalte patru degete presând pubisul. Mângâierea cu mai multe degete, arătătorul și mijlociul, fiecare așezat pe fețele exterioare ale clitorisului. Arătătorul, mijlociul și inelarul, arătătorul și inelarul poziționate pe suprafața exterioară a clitorisului, iar mijlocul la baza capișonului. Arătătoarele, stâng și drept, freacă între ele capișonul și clitorisul, cum s-ar face cu un spic de grâu între palme, însă cu rafinament. Patru degete. Cele două degete centrale, mijlociul și inelarul, freacă între ele capișonul și clitorisul. Degetele laterale, arătătorul și degetul mic, adie între buzele mici. Degetul mare și arătătorul, sau mijlociul și inelarul, prind ușor în pensa astfel formată capișonul și clitorisul, sau chiar nimfele, capișonul și clitorisul, mângâind între ele pe cel din urmă. Mângâierea cu palma. Suprafața ei cărnoasă rulează pe regiunea clitoridiană. Mângâierea cu toată mâna. Palma, până la vârful degetelor, face surfing peste clitoris. Presiunea optimă variază și ea, de la femeie la femeie, de la atingere subtilă la apăsări puternice. Nu trebuie nici să șlefuiești, nici să zdrobești. Dacă femeile încearcă adesea activări în forță, o fac cu coapsele strânse sau mângâindu-se peste vulvă. Ori, acum ne refeream la situația în care îndrăgostitul este în contact direct cu clitorisul și în care trebuie să înceapă cu o blândă presiune pe care o va augmenta progresiv, fără hopuri, pe măsura creșterii plăcerii, pentru a deveni mai puternică în pragul orgasmului. Presiunea va fi menținută până când femeia va cere pace. Mișcarea cea mai apreciată în general este cea circulară, în sensul acelor de ceasornic, în care toate degetele se învârt în jurul clitorisului în cercuri strânse. Pentru aceasta, degetul nu trebuie ridicat de pe punctul de aplicație, fiindcă mucoasele sunt cele care alunecă și culisează, cele ale capișonului și ale nimfelor. Amplitudinea este de ordinul a câtorva milimetri. Și alte mișcări sunt posibile. Din grijă față de eficacitate, le voi prezenta schematic. Du-te vino pe vulvară. Ușoară presiune a clitorisului exercitată prin capișon de degetul mare și de arătător. Cleștele degetelor se strânge și se desface alternativ și se învârte cu precauție pe corpul erectil. Masturbarea ușoară a clitorisului între două degete, fie mare și arătător, sau mijlociu, fie arătător și mijlociu. Rulare transversală sub degete. Viteza depinde și ea de fiecare femeie. Important este să fie constantă, fără întreruperi.
unele femei preferă crescendo-ul. Mângâierea lentă la început, cu accelerare progresiv pe măsura creșterii plăcerii, pentru a deveni destul de rapidă, aproape de apogeu și în timpul acestuia. Și aici trebuie evitate întreruperile. Ritmul trebuie să fie regulat, susținut fără opriri, fără fisuri, pentru a întreține o excitație optimă și pentru ca partenera să poată avea încredere în finalitatea orgasmică. Ritmul constant asigură stimularea și augmentarea excitației. Orice schimbare de presiune, de mișcare, de tempo, face să scadă brusc nivelul excitației. Nu trebuie așadar schimbată în grabă nici mâna care acționează, nici poziția ei. Durata mângâierii clitoridiene este hotărâtă de către femeie și nu trebuie în niciun caz întreruptă înainte ca aceasta să o solicite. Oricum, nu înaintea orgasmului, după care clitorisul se retrage și dispare sub capișon. Bărbatul nu trebuie însă să piardă contactul cu punctul sensibil, nici să reducă presiunea, nici să încetinească ritmul. Multe femei strâng picioarele când plăcerea crește. Oricum ar fi, bărbatul trebuie să își continue mângâierea. Asocierea mângâierii clitorisului cu sărutarea și mângâierea altor părți ale corpului accesibile, buze, sâni, anus, augmentează plăcerea. Mult mai rafinată decât cel mai rafinat dintre degete, gura, permite mângâierea uluitoare a clitorisului. Aceasta este mângâierea preferată a partenerelor noastre. Pe plan erotic, este excitatul la superlativ, provocând plăceri și orgasme senzaționale. Nici nu este de mirare, este întâlnirea a două sensibilități la fel de rafinate și de subtile, și una și cealaltă, acelea ale mucoaselor vulvară și bucală. Sumul fiind întâlnirea între vârful limbii și cel al clitorisului. Zonele cele mai sensibile ale trupului. Pe plan fizic, este plăcut și pentru că femeia, cel mai adesea culcată pe spate, se poate relaxa și abandona propriilor vertijuri. Pe plan psihologic, este cel mai frumos omagiu pe care un bărbat îl poate aduce iubitei sale. Este gestul care îi poate provoca acesteia sublima stare narcisiacă. Este și cel mai frumos dar pe care o femeie îl poate face iubitului ei, darul feminității ei secrete. Aceasta presupune însă o mare încredere reciprocă între cei doi. Femeile își doresc ca bărbații să le ofere cât mai des o astfel de mângâiere, fără a o limita la statutul de preambul copulatoriu. Grație acestei plăceri, ele preferă în unele zile să plutească în starea de bine a mângâierii, în altele să explodeze în orgasm. Buzele și limba sunt organele cele mai potrivite pentru mângâierea unei zone de asemenea sensibilitate. Buzele, cu atât mai mult limba, sunt ușoare, blânde, umede, unctuoase, plate, cel puțin vârful limbii, motilitatea lor fină și complexă le face abile, subtile, precise. Vârful limbii, infinit mai expert decât degetele, este agentul ideal pentru explorarea și identificarea precisă a punctului electric. Acest soi de calificare este de două ori justificat. Pe de o parte, în contact cu vârful rafinat al limbii, femeia simte o plăcere punctuală, enervantă, fulgerantă. Pe de altă parte, atingând punctul cu vârful limbii, pot fi resimțite o ușoară înțepătură și un gust amărui, identice celor percepute dacă pui limba pe o baterie electrică. Odată reperat acest punct, limba este mijlocul cel mai precis pentru a-l stimula după dorință. Ca și în cazul degetului, bărbatul are de reținut că mângâierea trebuie să fie blândă, regulată, neîntreruptă,
menținută pe tot parcursul orgasmului și prelungită până când femeia solicită încetarea. În acest caz, însă, poate fi încercat și contactul direct cu clitorisul, fiindcă mucoasa bucală este unctuoasă. Buzele prind cu delicatețe clitorisul, cu sau fără capișon, până la baza tijei, loc cu deosebit de sensibil, sau numai glandul. Apoi, apasă ușor juvaerul, îl rulează, îl aspiră, îl suge. Pe scurt, se comportă ca și cum ar fi vorba despre un mini mamelon. În acest timp, limba lipăie amplu, explorând cât mai precis glandul, adâncitura dintre gland și capișon, capișonul căutând punctul de extremă sensibilitate și atingându-l apoi cu mișcări sacadate. Trebuie știut că orgasmele se amplifică dacă bărbatul mângâie în același timp și alte zone, vaginul, anusul, sfârcurile, ori întregul corp și, dacă ar fi numai din motive de tandrețe și tot trebuie asociate acestei mângâieri alte jocuri carnale între cei doi îndrăgostiți, astfel, ei se vor simți paradoxal departe unul de celălalt. Foarte important, chiar înainte de orgasm, glandul se ascunde sub capișon, iar bărbatul, pierzând controlul, se simte descumpănit. Să nu se oprească însă, Doamne ferește, de a stimula ceea ce are sub degete ori sub limbă. Numai așa își poate aduce iubita la extaz. În mod clasic, stimularea clitorisului conduce la orgasmul numit clitoridian sau superficial. Totuși, cercetări recente au remarcat că, în ciuda taliei sale reduse, mugurile clitoridian este capabil să ofere o întreagă gamă de plăceri. Astfel, stimulările cele mai intense sunt captate de gland, care le transmite via plexul rușinos, centrelor specializați, care pun în mișcare platforma orgasmică, alias mușchiul pupococcigian, ceea ce se traduce printr-o tonalitate mai ascuțită a plăcerii. În schimb, stimulările mai blânde și mai lente, acordate tijei clitoridiene, fac să treacă semnalul prin nervul pelvian până la aceiași centri, care pun în operă contracții uterine, de unde și o tonalitate mai profundă și mai vastă a plăcerii. Să venim acum în templul iubirii, vaginul. Acesta este ornat cu un mozaic de puncte erogene. Existența, dacă nu chiar localizarea lor precisă, nici nu mai intră în discuție. O dovedesc femeile care obțin orgasmul stimulându-și cavitatea vaginală. O dovedesc însă și femeile al căror clitoris a fost supus exciziei și care, chiar și așa, resimt plăcerea supremă. Sunt în mod deosebit de erogene. Intrarea în vagin, veritabil cerc magic, într-atât este de sensibil, punctul G, care scânteiază pe la jumătatea lui, abisul cavității, la nivelul fundurilor de sac și chiar colul uterin. Punctul G. Toate femeile au un punct G, numit așa după descoperitorul lui, Grafenberg. Cele care nu l-au descoperit încă, o pot face. El se găsește pe peretele anterior, la 4 sau 5 cm de intrare. Astfel spus, pe orizontală, este situat în spatele uretrei, care, la rândul ei, se află sub osul pubisului. Și pe verticală, la jumătatea distanței între marginea osului pubian, jos, și colul uterin, sus. Este vorba mai mult de o zonă decât de un punct. În repaus, este dificil de reperat. Diametrul îi variază între jumătate de centimetru și 3 centimetri. Volumul este în medie cât cel al unui sâmbure de cireașă,
însă, stimulat, se umple de sânge prin vasodilatație, se îngroașă, se întărește, în timp ce peretele vaginal se strânge. În aceste momente, poate atinge mărimea unei cireșe pietroase. Acum, degetul îl poate percepe ca pe o sferă bine definită. Punctul G, ca orice țesut erectil spongios, este puternic vascularizat. Deține fibre nervoase și receptori senzoriali, putând fi comparat cu corpii spongioși masculini. Țesutul conține și o multitudine de mici glande care se varsă în uretră prin orificii minuscule, glandele lui Skene. Păstrând proporțiile, acest sistem glandular este echivalentul prostatei masculine, după cum o dovedesc embriologia și histologia. Unii cercetători îl denumesc chiar glanda prostatică feminină. Ea secretă lichidul ejaculării feminine. Fâșia de carne care conține punctul G se numește fascia halban. Stimularea punctului G provoacă orgasmul vaginal profund. Eroticitatea punctului G este compatibilă cu cea a clitorisului. Unele femei îl consideră chiar mai sensibil, însă cel mai adesea, numai după un lung antrenament se dovedește capabil de a provoca plăcerea și orgasmul. Pentru a-l stimula, trebuie exercitată o presiune fermă, mai fermă decât pentru stimularea clitorisului. Însă, la fel de ritmică și de prelungă ca și în cazul acestuia. Iată câteva sfaturi pentru a repera punctul G de către femeie. Stați cum vă simțiți mai bine, pe vine sau așezată. Introduceți în vagin degetul mijlociu îndoit, eventual însoțit de arătător sau de inelar. Contractați peretele vaginal anterior. Punctul G, aflat la 4 sau 5 cm de intrare, se găsește așadar sub vârful degetului. Masați zona rapid și energic. La început, fiindcă apasă pe uretră, masajul poate provoca nevoia de a urina. Nu vă opriți, o să treacă. Acum, simțiți zona umflându-se și, în curând, veți sesiza o mică sferă conturându-se pregnant. În timp ce senzația este din ce în ce mai voluptoasă, de o voluptate care vi se va părea mai profundă decât plăcerea clitoridiană și, dintr-o dată, orgasmul vă va cuceri. Dacă nu reușiți să reperați și să stimulați punctul G, apăsați cu cealaltă mână pântecele deasupra osului pubian, ceea ce vă va ușura căutarea apropiind punctul de mâna care explorează, de către partener. Întindeți-vă pe spate. Partenerul introduce ușor în vagin două degete îndoite, de preferință mijlociul și arătătorul. Acestea vor explora cu tandrețe peretele anterior al palatului, tavanul așadar, și vor găsi punctul G la 4 sau 5 cm de intrare, la jumătatea drumului între osul pubian și colul uterin. De acum, vor apăsa mai puternic, făcând mișcări de dute-vino, în alternanță cu mișcări circulare, trecând până dincolo de zona în care presupun că au descoperit punctul G. Ghidați bărbatul, exprimând ceea ce simțiți. Mai întâi, puteți simți nevoia de a urina și de teamă că ați putea fi surprinsă de o micțiune intempestivă, vă puteți reține senzația de plăcere, ba chiar puteți solicita încetarea mângâierilor, ratând astfel deliciile și senzualul mult așteptate. Nu faceți așa. Senzația de urinare este normală și trece fără nici un incident. Dacă chiar sunteți sclava neliniștii, luați măsuri de precauție, de a vă goli în prealabil vezica. Iubitor și grijuliu, partenerul va continua masarea,
în curând, el va putea percepe o rotunjire care se bombează, în timp ce plăcerea vă cucerește. Încurajați-l pentru a nu înceta stimularea. Este momentul în care fundul vaginului se strânge și încearcă să îi ejecteze degetele. Este preorgasmul. Partenerul trebuie să continue mișcările până când dintr-o dată survine valul seismic care vă va smulge din condiția umană. Dacă reperarea punctului G se dovedește dificilă, partenerul poate apăsa cu cealaltă mână pubisul, împingând astfel punctul magic către degetele din interior. Puteți să vă întindeți și pe burtă, cu picioarele desfăcute. Partenerul își va introduce degetele cu palma înspre în jos, peretele anterior al vaginului găsindu-se acum către pat. În sfârșit, vă puteți așeza în patru labe, partenerul introducându-și degetele ca în exemplul precedent. Astfel, va descoperi cu mai mare ușurință punctul și vă va conduce cu maestrie pe culmele orgasmului. Acestui rinfonțanti de arcuș peste punctul G, unui virtuozități, îi asociază câteva pizzicati de clitoris, pe care îl încredințează abilității degetelor celeilalte mâini sau, dacă poziția o permite, subtilităților limbii. Nu greșesc. Plăcerea odată provocată, aria divei, ține de marea artă. Bineînțeles, punctul G poate fi masat și de către penis în timpul copulației. Finalitatea este aceeași. Trebuie știut cum să alegem pozițiile care favorizează cea mai bună întâlnire între punctul G și penis. Poziții în care unghiul de intrare și penisului în vagin fac ca glandul să maseze zona sensibilă. Femeia culcată pe spate, bărbatul întins deasupra ei. Dat fiind că punctul G este situat pe fața anterioară a vaginului, axul de penetrare face ca penisul să treacă pe sub punctul G. Excluzând orice impact, numai un penis cu un diametru excepțional ar putea masa punctul în trecere. Două variante ale acestei poziții pot totuși apropia punctul G de penis. Ridicând bazinul, se modifică unghiul de penetrare. În cea din tâi variantă, femeia își înalță coapsele și își îndoaie picioarele, genunchii găsindu-se sub subsorile bărbatului și călcâile lipite de fese. În cea de-a doua, ea își ridică picioarele întinse pe umerii bărbatului. Femeia în patru labe, bărbatul în spatele ei. Este poziția optimă, fiindcă penisul contactează perfect punctul G. Într-adevăr, penetrarea urmează o axă oblică, de sus în jos, prin care se atinge în mod natural punctul G, fiindcă vaginul, poziționat orizontal, optimizează contactul cu acest punct. Orice mișcare a penisului spre înainte lovește astfel ținta magică. Dacă partenerul are coapsele lungi, este și mai bine, fiindcă unghiul de impact este aproape perpendicular. Dacă plăcerea provocată femeii este nemaipomenită, bărbatul nu este nici el păgubit. Frenul, zona cea mai voluptoasă a sexului masculin și marginea circulară a coroanei glandului, altă zonă eminamente orgasmică, se freacă de striațiile zonei G. Natura chiar a făcut bine lucrurile. De altfel, poziția în patru labe este cea mai naturală dintre toate. Ca mamiferele patrupede, am făcut dragoste pe la spate de milioane de ani și este normal să ne mai fi rămas ceva din experiența milenară. Găsindu-se pe peretele vaginal anterior, scria Grafenberg, această zonă erogenă indică faptul că animalul uman este construit la fel ca toate patrupedele,
Și dacă omul este conceput ca patruped, penetrarea normală este penetrarea pe la spate. Poziția andromacăi. Femeia așezată cu picioarele desfăcute peste bărbatul întins pe spate. Și aceasta este o poziție excelentă, permițând femeii să realizeze care este cea mai bună modalitate de a se așeza pentru a conduce penisul către punctul G. De exemplu, va putea simți că este bine să se lase puțin pe spate. Este indicat ca bărbatul să știe că pentru a contacta punctul G, situat, vă reamintesc, la 4 sau 5 cm de intrarea în vagin, nu este necesar să introducă penisul până la capăt. Jumătate sau o treime este suficient. Iată de ce un penis fără o prea bună erecție sau unul mic sunt în această poziție la fel de eficiente ca un penis în erecție maximă sau unul de talie mare. Variantă. Femeia călare pe bărbatul așezat pe un scaun. Femeia culcată pe spate, cu picioarele desfăcute, bărbatul în genunchi sau așezat în lotus, între coapsele ei. Bărbatul prinde femeia de șolduri, iar aceasta îi înconjoară talia cu picioarele sau și le ridică pe umerii lui. Oricum ar fi, femeia este aceea care descoperă pozițiile și mișcările apte de a face să se întâlnească punctul G și glandul. Lucrul poate necesita ani de zile, dar merită încercat, fiindcă astfel orgasmul vaginal va fi deplin. În privința bărbatului, chiar dacă un penis impresionant poate oferi excelente melodii, nimic nu îl împiedică, atunci când este posibil, acordându-și atent instrumentul într-un ritm modulat, când iute, când lent, prin incursiuni viguroase, să ridice imnuri încă și mai sălbatice și, dacă vrea, să ofere divinei lui partenere o degustare a paradisului. Iată ce ar putea face. În timp ce sexul îi se grăbește între punctul G, ce ar fi dacă una dintre mâini i s-ar duce să mângâie ușor clitorisul? Fericirea nu este niciodată prea multă, nu-i așa? Cavitatea vaginală mai are și alte puncte sensibile, fundurile de sac, de exemplu, transmițând semnale mai ales la impactul cu glandul sau colul uterin sensibil la aversele spermatice. Aveți așadar cu ce vă ocupa siestele în verile caniculare, ori în tristele seri de iarnă, evident, după ce ați băgat televizorul în debara. Orgasm, tu iubită furtună! Orgasmul, de la grecescul orga, însemnând explozie, este după crescendo-ul dubletului dorință-plăcere, punctul culminant, tensional, grație căruia izbucnește, dintr-o dată, plăcerea cea mai intensă pe care o poate cunoaște o ființă umană. Țâșnind din sex, orgasmul cuprinde întreg trupul și captivează creierul, pulverizând limitele corporal-mentale, suspendând timpul, făcându-te să pierzi controlul asupra ta însuți și contactul cu realitatea, pentru a lăsa să se nască o nouă stare de conștiință în care totul este deplin, vast, ușor, fericit și iubitor. Cel mai adesea, orgasmul este declanșat prin stimularea celor mai sensibile zone, clitorisul și punctul vaginal G. Însă și altele, unele de reputație erogenă, altele mai puțin cunoscute, pot fi trambulina unor orgasme deosebite. Vulva, când degetele harnice o mângâie și o apasă. Sfârcurile, subte de buzele însetate. Gura, înviorată de sărâturi impetuoase. Urechea, linsă de o limbă diabolică. Orgasmul se poate declanșa chiar fără vreo intervenție din exterior. O imagine, o amintire, o lectură. O fantasmă emoționează pe furiș sexul și provoacă, pe neașteptate, explozia unui buchet de artificii. Sunt cazuri în care emoții puternice, bucuria sau frica la superlativ,
pot provoca același cataclism erotic. Orgasmul clitoridian. Orgasmul clitoridian, numit și extern, fiindcă este resimțit mai ales la suprafață, este punctual ascuțit, electric, enervant și foarte scurt. Poate fi declanșat prin mângâierea cu degetele, gura sau limba, sau prin frecarea cu unele obiecte. Conform unor sexologi, poate fi declanșat de asemenea și prin copulație. În acest caz, nu este vorba despre frecarea directă a clitorisului de către sexul masculin. Fără excepție, acesta trece mereu pe dedesubt, ci de mișcările ritmice, imprimate de către penis, prin intermediul buzelor mici și capișonului, zguduite în toate direcțiile. În timpul orgasmului clitoridian, vaginul își accentuează dilatarea începută încă din timpul fazei de excitare și preorgasm. Colul uterin urcă. După cum am mai văzut, se produce presiune negativă care aspiră penisul, spermatozoizii și degetele îndrăgostiților prea curioși. Și astfel, este luat în stăpânire cel care a crezut că va stăpâni. Orgasmul clitoridian este însoțit de contracțiile musculare. Intră în acest joc mușchii și organele zonei genitale și, mai departe, întreaga musculatură a corpului. Contracțiile tipice sunt cele ale mușchilor perineali. Perineul constituie fundul bazinului. Pe bună dreptate numit așa, din cauza formei sale, bazinul, să ne reamintim, conține organele genitale, vezica urinară și rectul. Pereții lui sunt făcuți din oase, osul pubian în față, osul sacru în spate, oasele iliace pe laterale, iar fundul lui, perineul, din mușchii striați. Mușchiul principal, cheia de boltă, într-o oarecare măsură, este pubococcigianul, lamă subțire care leagă pubisul de coccis, cu trei orificii pentru uretră, vagin și anus. Când izbucnește orgasmul, mușchii perineului și, în primul rând, pubococcigianul, încep să se zbată cadențat. Contracțiile ritmice se succed la intervale de 0,8 secunde. În total, putem vorbi de 8 până la 14 contracții. Masters și Johnson au numit platforma orgasmică ansamblul acestor unde care vibrează la unison cu fericirea. Veritabilă liră a deliciilor. Antrenați de talentul solist perineal, vibrează și ceilalți mușchi ai zonei. Fibrele musculare netede ale treimii inferioare a vaginului freamătă pe măsură. Cele ale uterului impulsionează cu minunate ondulări și mișcări în sus și în jos. Trompele uterine adaugă discretul lor vibrato. De acum se dezlănțuie freneticul tam-tam, fabulosul tam-tam al tonalității mușchilor corpului. Coapsele, fesele, șoldurile, spatele, gâtul, figura, mâinile și picioarele. În timp ce un uragan traversează toracele și smulge gemete, strigăte, răcnete sau chiar lacrimi. Acest orgasm și acest concert, femeia le poate repeta de 2 ori, de 20 de ori, de 40 de ori, fără fază refractară, fără oboseală. Cu un vibrator este foarte ușor, cu un bărbat numai dacă e un bun muzician. Doar că muzica se învață, iar menuetele sunt la fel de apreciate ca și spectacolele de operă. Orgasmul vaginal. Orgasmul vaginal poate fi declanșat prin mângâieri manuale. Odată introduse în peșteră, unul, două, ba chiar patru degete iubitoare pleacă în explorarea diferitelor fațete ale eroticii acestui spațiu și se vor opri sărbătorește mai ales asupra acelora care le vor primi cel mai bine. S-ar putea să fie vorba despre contururile intrării, despre suprafața cavității, despre fundurile de sac sau despre colul uterin. Însă, fără nicio îndoială, cu cea mai mare bucurie, vor fi întâmpinate vârfurile degetelor de către punctul G.
cu condiția ca ele să insiste cu tot atâta tandrețe cu câtă fermitate. Firește, fastul suprem al sărbătorii îl oferă vizitatorul cel mai de bază, penisul, atunci când trece pe acolo și îi se potrivește. În palatul pus pe jar de dorință arzătoare, pregătit pentru îmbrățișarea absolută, iese în întâmpinare, mai întâi, vestibulul atât de sensibil, atât de grăbit, care dă onorul în trecere, fricționând zglobiul invitat într-o totală relaxare. Apoi, cutezătorul oaspete aprinde cu încântare întreaga galerie cu mozaicurile ei rafinate prin frecări, destinderi, contracții, coliziuni. Musafir, glandul în hlamida-i mătăsoasă, va fi poftit la continuarea festivităților de către fundurile de sac și colul uterin. În fine, tot ce mișcă și dincolo de zidurile castelului, mai ales organele pelviene, vezica urinară, rectul, ligamentele suspensoare, se abandonează minunatelor trepidații ale sărbătorii. În sumarea tuturor stimulărilor concomitente, repararea lor ritmată, căreia i se dedică un interval de timp suficient, zămislesc valuri de voluptate, din ce în ce mai puternice, până când unul dintre acestea trimite îndrăgostiții în inima ciclonului. În timpul desfășurării suitei de minuni, cavitatea vaginală se transformă. Cele două treimi superioare se contractă. Treimea inferioară se dilată. Revers al manifestărilor din timpul orgasmului clitoridian, iar vaginul capătă forma unei clopotnițe. În același timp, uterul, supus contracțiilor ritmice, se împinge spre în jos. Toate acestea fac ca sexul partenerului, sau degetele, dacă s-au aventurat atât de profund, să fie împinse în jos la rândul lor. Avem așadar două tipuri de orgasm, clitoridian și vaginal. Femeile care cunosc binefacerile amândurora știu foarte bine să facă distincția între ele și le pot descrie nuanțat. De altfel, pe plan fiziologic, clitorisul și vaginul sunt legate de circuite neurologice diferite. Cel dintâi aparține plexului rușinos. Al doilea, nervului pelvian, drept pentru care nu se pune problema supremației unui tip de orgasm față de altul. Războiul orgasmelor nu are niciun fundament. Unele femei îl pot prefera pe unul dintre ele, altele pe celălalt. Femeile care le pot simți pe ambele spun că, dincolo de cele două apogeuri tip, există o infinită varietate de orgasme compuse. Ne putem imagina că aceste două plăceri elementare se pot combina în proporții variabile și nelimitate, lor putându-le se adăuga tot felul de senzații periferice, pentru a constitui o claviatură erogenă de o extraordinară extensie. Între un do grav și un si ascuțit există doar atâtea note și acorduri posibile. Cine răspunde de orgasmul feminin? O activitate atât de naturală precum activitatea sexuală, a cărei fiziologie frizează perfecțiunea, nu ar trebui să pună probleme. Ar fi să fie suficient ca sexul ori mâna bărbatului, cuprins de dorință, să intre în sexul femeii înflăcărate pentru ca fiecare dintre ei să cânte sau să strige de plăcere. Lucrurile însă nu se petrec astfel. Haideți să nu ne întrebăm cine este de vină, ci care sunt elementele responsabile de declanșarea orgasmului feminin. Unii spun, nu există femeie frigidă, ci doar bărbați nepricepuți. Alții zic, din contră, nu există penis magic care, pe îndeplină pasivitate, să declanșeze automat orgasmul feminin. Femeia trebuie să-și mai și merite orgasmul. Într-adevăr, și femeia și bărbatul au fiecare partea sa de responsabilitate în ceea ce privește declanșarea orgasmului feminin. Că bărbatul are răspunderea lui o dovedește de exemplu faptul că femeile ajung mai ușor să resimtă plăcerea, mângâindu-și ele însele clitorisul, decât dacă o face bărbatul. Tot așa, în cadrul copulației,
doar 30% dintre femei ating orgasmul, pe când, prin masturbare vaginală, 70%. Rolul bărbatului este atestat și în ancheta lui Gelshard, conform căreia, cu cât faza preludului este mai lungă, cu atât șansele de a atinge orgasmul sunt mai mari. După 20 de minute, posibilitatea este maximă. Aceeași anchetă relevă și faptul că cu cât mai mult se prelungește misiunea, cu atât crește certitudinea atingerii orgasmului. După vreo 16 minute, fericirea se întrezărește la orizont. Ce înseamnă un bun amant? Conform femeilor, el arată astfel. Îi place pur și simplu să mângâie, să atingă femeia din tandrețe și senzualitate, nu neapărat pentru a trece la contactul sexual. Înaintea contactului, mângâie femeia suficient timp pentru ca aceasta să se excite și să îi crească eroticitatea mucoaselor. Știe că nu trebuie să aștepte din partea femeii un orgasm la fel de rapid ca al său, dacă l-ar lăsa de capul lui. Dar mai știe și că femeia bine antrenată sau predispusă e capabilă să atingă orgasmul în câteva secunde. Pur și simplu mângâie bine din instinct sau prin educație, cu mâna, cu gura, cu limba, etc. Toate regiunile trupului și, desigur, toate cutele sexului. Mângâie pentru aici și acum, pentru senzație de bine și pentru orgasmul acestei clipe. Mângâie însă și pregătind viitorul, actele de iubire de mâine, fiindcă știe că o femeie, cu cât este mai mângâiată, cu atât epiderma și sexul ei sunt mai erotizate și cu atât mai aptă de orgasm. Mângâie până la orgasm, nu doar clitorisul, ca în modelul clasic, dar și vaginul. Bărbat mai rar de găsit, dar cu atât mai important. Prea mulți bărbați își spun că numai penisul poate produce bucurii creșteri sau măcar bucurii valabile pentru femeie și demne de comportamentul masculin. Ei bine, să afle că și mâinile și gurile lor pot face minuni, că femeilor le place așa ceva și să nu uite că asemenea stimulări constituie o excelentă școală a orgasmului. Penisul nu este deloc tot ce poate face mai bun într-o educație a plăcerii, căci el nu poate stimula direct și punctual nici clitorisul, nici punctul G. Trece și pe sub unul și pe sub celălalt. Nu devine eficient decât după mult timp, când are norocul să întâlnească un vagin erotizat de o multitudine de mângâieri orgasmice și, prin urmare, apt de orgasm. Știe sau învață să își folosească penisul în așa fel încât să adapteze pozițiile și unghiurile de penetrare succesibile și să îl aducă în contact direct cu punctele sensibile ale partenerei. Să facă să dureze parcă la infinit conversația între penis și vagin. Să imprime baghetei toate tempurile și mișcările cu putință. Să alterneze blândețea cu fermitatea și tandrețea cu sălbăticia. Știe să înțeleagă cele mai subtile așteptări ale femeii, cele mai fine reacții. Știe să ceară sfatul acesteia, căci numai ea cunoaște ce îi face bine și poate fi cel mai bun profesor pentru bărbat. Știe să aprindă lampioanele sărbării, să creeze ambianță, să însemineze visarea, să hrănească fantasmele. Care este rolul femeii în satisfacerea propriilor dorințe și în mod special a dorinței de orgasm? Fără îndoială, trebuie să se simtă responsabilă în acest sens. Nu poate pretinde totul din partea bărbatului, mulțumindu-se să ofere doar serviabilitate, disponibilitate sau așteptare. Întotdeauna a fost necesar să se pregătească pentru a transforma alianța dintre propriul trup și cel a bărbatului printr-o sărbătoare. Înainte, chiar de a se îndrăgosti, femeia poate cunoaște și primi orgasmul, iar apoi, toată viața nu ar trebui să ezite să-l cultive. Aș îndrăzni să spun chiar să-l antreneze pentru a atinge optima atitudine a extazului. În sfârșit,
cu porțile larg deschise de dorință, nu va aștepta în actul iubirii miracolul, ci va participa la descoperirea lui. Masturbarea în copilărie și la adolescență este o formă excelentă de autoeducare. Femeile care au practicat-o obțin orgasmul cu mai multă ușurință încă de la începuturile descoperirilor iubirii. Propriile mângâieri le-au trezit și rafinat mucoasele sexuale. Fetițele practică masturbarea încă de la 2 ani, fără ca asta să le aducă vreo daună sănătății. În numele tabuurilor și prejudecăților, părinții tună și fulgeră, lovesc și pedepsesc, transformând plăcerea în rușine și gestul în vinovăție. Dragi părinți, ar fi mai bine să nu mai spuneți nimic, nu doar din liberalism și spirit de toleranță, dar și pentru că trebuie să înțelegeți că aceste practici sunt o etapă naturală, obligatorie, pe drumul trezirii senzualității sexuale. Și este mai bine ca și copiii și adolescenții să aibă o amintire senină a acestei etape educaționale. La maturitate, femeia va decide, complet responsabilă, dacă vrea sau nu să ajungă în al 7-lea cer și dacă este dispusă să plătească prețul, să se informeze despre sexualitate, să își încheie afacerile cu taburile și prejudecățile, să învețe să își citească trupul și, desigur, sexul prin autoexplorare și, în sfârșit, să își antreneze plăcerea. Orgasmul, scria Weinberg, este o competență pentru care se cere vechime. Iată câteva calități necesare: sârguință, răbdare, încăpățânare în bună dispoziție și nu în obsesie. Parcursul ideal: 10 ani de masturbare infantilă, 2 până la 4 ani de explorare vaginală adolescentină, câțiva ani de masturbare în jurul vârstei de 20 de ani. După 40 de ani, jumătate dintre femei ating orgasmul prin copulație. Este momentul în care cele mai bine antrenate sunt capabile de orgasm la fel de repede ca bărbații. Fiecare are orgasmul pe care îl merită, conchide sexologul. Dacă vreți să mai câștigați câțiva ani, iată ce ar fi bine să faceți. Asociați, încă de la primele relații sexuale, masturbarea cu intromisiunea. În timp ce penisul este înăuntrul dumneavoastră, stimulați-vă clitorisul până la orgasm și cere-i bărbatului să o facă. Veți descoperi și pozițiile optime pentru aceasta. Veți crea astfel un reflex condiționat, vagin egal orgasm și, într-o bună zi, doar pătruns de penis, vaginul vă va face o surpriză superbă. Puteți găsi și alte asemenea asocieri pentru a vă condiționa palatul. De exemplu, vă puteți stimula mugurele clitoridian în timp ce partenerul vă vizitează somptuoasa galerie cu degetele fermecătoare. Exersați-vă platforma orgasmică, astfel spus, mușchiul pubococcigian, alias mușchiul fericirii. Sigur sunt normală? Sunt eu oare o femeie adevărată? Și chiar am într-adevăr orgasm? Dacă vă puneți asemenea întrebări, înseamnă că sunteți victima terorismului înconjurător care face din orgasm o obligație absolută și un țel imperativ, fără de care sexualitatea vă este egală cu zero. Este unul dintre rezultatele perverse ale revoluției sexuale și ale emancipării femeii, interdicției "o femeie cinstită nu trebuie să simtă plăcerea", i s-a substituit dictatul lui "o femeie modernă trebuie să producă un lung șir de orgasme". Astfel încât, sub privirile atente ale jocheului personal, trebuie să executați o serie de sărituri peste obstacole de să-i tăiați răsuflarea. Asupra partenerului apasă aceeași teroare. Un bărbat demn de acest apelativ trebuie să-i provoace iubitei extazul în cascadă. De fiecare dată și cât mai rapid. Teribil pariu. Ești sau nu bărbat dacă partenera geme ori nu din primul sfert de oră?
Astfel, între cearceafuri, se întâlnesc două ființe condamnate să reușească o experiență sau, dacă nu, să fie descalificate, decăzute din dreptul de propria identitate, atât în ochii lor, cât și în ai celorlalți. O asemenea căutare a performanței este însă contrară abandonului necesar sosirii plăcerii, dar și stării de bine și fericirii la care se poate spera. În aceste condiții, finalul este că rămân prezente la întâlnire doar eșecul, în alaiul său de neplăceri și ranchiuna. Pe termen lung, relația sexuală va fi evitată, căci nu numai nu a oferit nirvana așteptată, dar în plus a mai pus și sub semnul întrebării feminitatea femeii și bărbăția bărbatului. Pentru ca să nu mai puneți întrebări stupide, pentru ca să nu mai lipsiți de stimă nici pe voi, nici comportamentul vostru erotic, țineți minte următoarele. Femeia, ale cărei paroxisme sunt blânde și interiorizate, fără fervoare și strigăte, este normală. Există tot felul de orgasme, subtile sau violente, exteriorizate sau interiorizate, vesele sau lacrimogene, și nu sunt unele mai adevărate decât altele. Pentru aceeași bucurie poți izbucni în hohote ori surâde în tine. Femeia care, fără explozii punctuale, resimte o stare de bine profundă și vastă, este normală. Cea mai importantă este starea de bine. Este imprevizibil, declara o femeie în studiul lui Alice Khan Ladas. Uneori am orgasm, alteori nu. Ceea ce îți pot însă spune este că mi se întâmplă să nu am orgasm și să mă simt totuși minunat cu tine. Sunt și ocazii când am orgasm și nu mă simt tot atât de bine alături de tine. Prefer, deci, primul caz. Femeia care, fără momentul culminant, este bucuroasă să simtă un penis locuindu-i interiorul, micșorând tensiunea excitației, satisfăcându-i dorința vie de a fi penetrată, umplând golul săpat prin dilatare, este normală. Ce pace! Ce plenitudine! Mi se întâmplă, spune o altă femeie din studiul citat, să am orgasm când Marc îmi mângâie clitorisul, însă prefer delicioasa senzație care mă duce mereu cu gândul la iubire, pe care o resimt când este în mine. Ajung foarte rar la orgasm în aceste condiții, dar dacă aș fi obligată să aleg, aș opta pentru aceasta, față de orice altă variantă însoțită de orgasm. Femeia care resimte profund emoția intimității împărtășite, complicitatea mirifică, beția de a dărui și de a primi fără limite, bucuria de a-și dărui trupul și de a primi trupul altcuiva, bucuria de a-și împărtăși emoțiile cu altcineva, bucuria de a comunica din tot sufletul și din tot trupul este normală. Femeia care este fericită că iubește și este iubită este normală. Fericirea iubirii valorează tot atâta cât senzațiile fizice. Orgasmul nu cristalizează prin el însuși întreaga bogăție a comunității afective și sexuale. Nu poate pretinde că este singurul reprezentant al sexualității ori a legăturilor în cuplu. Sexualitatea este un domeniu infinit mai vast decât senzațiile strict genitale. Ea include atingerile, îmbrățișările și multe alte lucruri. Pentru unele persoane, să fie mângâiate ușor poate însemna la fel de mult ca a fi îmbrățișate cu pasiune. În orice caz, etichetările trebuie refuzate. Dacă nu ați cunoscut încă, din diferite motive psihologice sau de circumstanță, erupția erotică, nu vă lipiți de propria persoană eticheta unei imagini nefaste, crezându-vă frigidă. Hotărând că este frigidă, scria Levin despre o pacientă, numai aplicându-și această etichetă priorativă, își sporește spaima și disperarea, ceea ce, pe cale de consecință, augmentează posibilitatea unor noi eșecuri. Orgasmul nu poate fi o finalitate în sine. Chiar obținut, lasă uneori impresia de insatisfacție
dacă este lipsit de afecțiune, de tandrețe, fiindcă, într-un asemenea caz, nu este sinonim cu fericirea. A venit vremea, fără îndoială, să elaborăm o altă filozofie a iubirii. Oricum ar fi, vă implor, nu vă lăsați pradă simulării. Știu foarte bine că, sub presiunea mediului său, mai rău, sub tirul întrebărilor bărbatului, dacă nu cumva sub presiunea marii întrebări, ai vrut, din cel adevărat, vă simțiți datoare să vă prefaceți, ceea ce vă va asigura gradul de amantă meritorie, iar lui pe acela de amant perfect, și pacea va domni, dar, astfel, orice posibilitate de ameliorare a situației dispare. Dacă nu recunoaștem ceea ce nu merge, dacă nu spunem cu voce tare, cauzele nu pot fi căutate și nu mai există nicio speranță de vindecare. Mai mult, minciuna desparte, fapt insuportabil într-un act făcut să unească. Ejacularea feminină. Femeia îndrăgostită este un izvor zglobiu. Din sexul ei țâșnesc și roiesc și se amestecă ape impresionante, apa dorinței, picurând din mucoasa vaginală, apa plăcerii, secretată de glandele lui Bartolin, și apa orgasmului, la care ne vom referi în continuare. La unele femei, aceasta din urmă este atât de generoasă încât constituie o adevărată ejaculare. Lichidul care țâșnește prin uretră provine din echivalentul feminin al prostatei, din glandele lui Skene, care secretă produsul pe care îl deversează în conductul urinar. Dar orgasmul obținut prin stimularea punctului G conduce la această emisie de lichid și, nu de fiecare dată, ci doar în momente de paroxism al plăcerii. Cantitatea poate merge de la o linguriță la o ceașcă. Sunt cunoscute cazuri în care s-a ajuns până la circa 300 de mililitri. Lichidul este incolor, iar testarea cu albastru de metil a demonstrat că nu este vorba despre urină. Compoziția este asemănătoare cu cea a lichidului prostatic masculin. Existența acestei emisii de lichid, constatată și admirată de multe femei și de bărbați, a fost confirmată de observații de laborator întreprinse și filmate de către sexologi. Orice femeie este succesibilă de a emite acest lichid, dar numai unele dintre ele din pasiune, din încredere extremă, dar și din predispoziție, îndrăznesc să își deschidă vanele, dovedindu-se adevărate femei fântână. Din păcate, cea mai mare parte dintre femei refuză, crezând că este vorba despre urină, și partenerii lor gândesc tot la fel. Ele se simt rușinate, profund umilite, ei dezgustați, chiar oripilați. Drept pentru care, femeile consultă urologul, dacă nu chiar psihiatrul. În primul caz, riscă să ajungă pe masa de operație. Medicul, luând ejacularea feminină drept incontinență urinară. Greșeala este omenească, rezultatul catastrofic. Firește, o pierdere de urină poate surveni în timpul raportului sexual, fie din cauza stresului, fie din cauza unei incontinențe autentice a sfincterelor. Totuși, în cazul în care pierderea de urină este confirmată, trebuie încercat mai întâi tratamentul prin reeducarea mușchilor perineali, înainte de a intra cu sabia în asemenea locuri sfinte. În cazul consultării psihiatrului, femeia riscă să fie îndrumată spre farmacie, de unde să primească medicamente pe cât de inutile, pe atât de nocive. Asta, dacă nu cumva începe o terapie complet nejustificată. Femeile care își rețin ejacularea își diminuează orgasmul. Mai mult, se expun pericolului de a face cistită. Într-adevăr, s-a constatat că femeile care ejaculează cu ușurință sunt mai puțin expuse inflamațiilor vezicii urinare decât cele care rețin lichidul, care urcă în vezică, inflamând-o. Ejaculare retrogradată. Oricum, nu faceți din ejacularea feminină o nouă obligație. Cele pe care le-am numit izvoare să fie liniștite. Este un fenomen normal. Celelalte să nu facă o tragedie din asta,
încercând cu tot din adinsul să provoace emisia de lichid. Dacă aceasta survine, pur și simplu, să nu o refuze. În fine, bărbații, să nu fie nici idiot de ofuscați, nici excesiv de avizi. Se poate întâmpla ca apa dorinței, destinată lubrifierii sexului, să fie deosebit de abundentă și, în consecință, să fie confundată cu o ejaculare. Diferența este că acest lichid este produs de către pereții vaginali și iese din orificiul vaginului. Punctele sensibile ale bărbatului. La nivelul penisului, întreg glandul este delicios de sensibil, însă, la nivelul coroanei și frenului, se găsesc punctele cele mai fine. Sensibilitatea lor este superlativă, prin comparație cu tot restul corpului masculin. Pielea care învelește penisul este sensibilă la mângâierile degetelor ori ale gurii. Însă, ceea ce este ascuns de ea, corpii cavernoși și corpii spongioși, este eminamente dedicat voluptății. Stimularea trebuie însă făcută apăsat, fie prin presiune punctuală cu vârfurile degetelor, fie prin presiune punctuală cu vârfurile degetelor, fie prin strângere circulară cu degetele adunate în formă de inel. Punctul A, aflat pe fața inferioară a penisului, este deosebit de receptiv la atingere. Situarea și stimularea sa sunt descrise în a treia parte a lucrării. La nivelul scrotului, întreg acest înveliș cutanat este sensibil. Însă, ceea ce zona la care ne referim apreciază în mod deosebit este să fie apucată și ținută toată, piele și testicule, într-o palmă tandră și hotărâtă. La nivelul perineului. Perineul este regiunea îngustă dintre picioare, ale cărei limite sunt scrotul și anusul. Se bucură la atingerea ușoară, dar și la masări mai apăsate, mai ales dacă acestea sunt circulare și oferite de vârfuri foarte atente ale degetelor. În mijlocul lui, cel mai lacom se dovedește a fi punctul B. Tot în partea a treia a cărții ne vom referi la el. La nivelul prostatei. Adesea este ignorat faptul că prostata face parte din aparatul sexual al bărbatului și mai mult că este zona erogenă. Aceasta îmbracă partea de sus a uretrei și colul vezicii urinare, aproape de rădăcina penisului, fiind așezată așadar ca și punctul G feminin, căruia, de altfel, îi este echivalent. Prostata este o glandă a cărei secreție, în amestec cu lichidul venit din testicule și din epididim, formație glandulară ce îmbracă partea superioară a testiculelor, formează sperma. Aceasta este stocată în veziculele seminale, două mici buzunare agățate de prostată. Contracția lor aruncă sperma și, în asociere cu spasmele uretrei, determină ejacularea. Bărbatul are posibilitatea de a-și repera singur prostata. Culcat pe spate, cu genunchii îndoiți și lipiți de piept, își introduce degetul mijlociu în anus și înaintează câțiva centimetri, dincolo de ampula rectală. Începând să maseze peretele anterior al rectului, va descoperi un fel de mușuroi minuscul și moale. Aceasta este prostata. Vom vedea în continuare cum poate stimula femeia acest punct. Orgasmele masculine. Și bărbatul are mai multe tipuri de orgasm. Orgasmul penian. În acest caz, orgasmul este resimțit mai ales la nivelul glandului și regiunilor exterioare ale penisului. În rest, este vorba despre o senzație externă, superficială, al cărui punct de plecare este mucoasa glandului, însoțită de ejaculare în jeturi, abundentă, provocată de contracțiile bruște ale veziculelor seminale și ale uretrei. Concomitent, mușchiul pubococcigian este și el cuprins de contracții ritmice, cu o candescență de 3-4 spasme pe secundă, până la totalul de 12. Regăsim același fenomen de platformă orgasmică și la femeie, în cadrul orgasmului clitoridian. Pe plan neurologic,
Supervizorii acestui fenomen sunt plexul rușinos și măduva sacrală. Orgasmul prostatic. În acest caz, orgasmul este profund și se răspândește în întreg trupul. Punctul său de plecare este prostata. Pentru heterosexuali, partenera sau bărbatul însuși stimulează în mod direct prostata cu ajutorul degetului. Pentru homosexuali, același lucru îl poate face partenerul, cu penisul sau cu degetele. Ejacularea se reduce la doar câteva picături. Acest tip de orgasm este însoțit de contracțiile fibrelor musculare ale orgasmelor profunde, uretra prostatică, organele pelvisului, etc. Pe plan neurologic, la comanda modificărilor fiziologice se află nervii pelvieni și măduva dorsolombară. Orgasmul combinat. Urmarea combinației, dar și simplei masturbări a penisului, orgasmul provine adesea din combinarea voluptăților peniene și extazului prostatic. În timp ce glandul se excită frecat de peretele vaginal sau de mâna mângâietoare, printr-un fenomen reflex și prostata participă la orgasm. Se mai asociază contracțiile ritmice ale perineului, cele ale fibrelor musculare profunde. Faza masculină refractară. Orgasmul cu ejaculare este urmat de o perioadă refractară. Pentru o vreme, care poate dura de la un sfert de oră până la câteva zile, de la un individ la altul, de la o vârstă la alta, bărbatul nu mai este capabil să obțină erecții ferme, iar dorința se estompează, cucerindu-l o anumită oboseală, ba chiar o somnolență amestecată cu o stare sufletească de tulburare. Totuși, sunt cazuri în care faza refractară este mai puțin marcată, iar bărbatul păstrează o erecție suficient de puternică pentru a mai asigura unul sau două copulații și ejaculări suplimentare. Sunt și cazuri în care orgasmul ejaculator este urmat de un plus de vitalitate, chiar de o adevărată euforie. Vom vedea cum, prin antrenamentul mușchiului pubococcigian, este posibil să reducem faza refractară. Mai mult, vom vedea că arta mângâierii interioare permite evitarea acestui gol în activitatea erotică.